Clopoțelul a sunat și pentru elevii din comuna Șimian. Îmbrăcați frumos și cu flori în mână, aceștia s-au îndreptat spre școală cu gândul la provocările care îi așteaptă în următoarele luni. Cu emoții, aceștia s-au întors în bănci pregătiți pentru un nou an școlar. Acolo au găsit rechizite gratuite oferite de reprezentanții primăriei. Bine ați revenit la școală, sănătoși! Și din partea tuturor colegilor de la școală vă doresc anul acesta multă sănătate și succes, copii! Emoțiile primei zile de școală au fost trăite intens și de elevii din comuna Șimian. Îmbrăcați frumos și cu flori în mână, copiii au spus că își doresc un an cu note bune și experiențe frumoase. Emoții pentru prima zi? Da! De ce ești atât de emoționat? Pentru că începe școala. În ce clasă intri? A cincea. Un capitol nou, emoții mari, nu? Da. Ce pretenții ai tu așa? Ce te aștepți să fie în clasa a cincea? Să fie note bune, să ne înțelegem toți colegii. A cincea, la fel. A cincea. La fel ca el, da. Și ai emoții pentru clasa a cincea? Puțin. De ce? Că e nou. Da. Că e ceva nou. Emoții pentru clasa a cincea pentru că dirigintă nu cunosc prea multă lume și etc. Colegi noi? Mai puțin. Materii noi? Da. Deci ai ceva emoții. Da. Pentru ca anul să fie cu spor, preoții au binecuvântat pe copii, iar polițiștii le-au reamintit că le sunt mereu alături. Preafericitul nostru părinte patriarh Daniel, împreună cu preasfințitul nostru părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, ne transmite un gând de binecuvântare. Acest gând se intitulează rugăciunea izvor de pace, bucurie și comuniune. La începutul anului școlar 2022-2023, cu dragoste părintească, îi felicităm și binecuvântăm pe toți elevii, părinți, învățători și profesorii români. Colaborarea școală, familie, poliție să reînceapă, cu implicare și încredere, astfel încât eforturile noastre să le asigure copiilor un mediu sigur. Vouă, elevilor, Poliția Română vă urează să aveți parte de un an plin de reușite, cu rezultate foarte bune și provocări depășite de succes. Reprezentanții primăriei Șimian au fost și în acest an alături de elevi. Copiii au găsit pe bănci un pachet cu rechizite școlare. Bine ați venit! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit! Bună dimineața! Bună dimineața! O carte, încă o carte, un penar, un ghiozdan, un bloc de desen, creioane. Da. Ai emoții pentru nou an școlar? Puțin. Și pentru liceenii din comuna Șimian a sunat clopoțelul. Am trecut în clasa 11-a, sunt niște emoții foarte plăcute. Presupun că o să fie un an școlar foarte interesant. O să fie, cred, puțin complicat cu noul modul, cu noile module, toate cele fără teze. Da, presupun că o să fie un an foarte interesant și frumos. Eu cred că noul an școlar o să fie mai interesant pentru că nu o să mai avem tezele și o să fie mult mai ușor, mă gândesc. Și... Răspund, ce clasă ai trecut-o? 11-a. Deci mai ai puțin și vine bacul. Da. Crezi că va fi mult mai ușor să înveți având în vedere că s-a schimbat structura anului școlar? Mă gândesc că da. Am și eu emoții. Eu sunt prima care am emoții, în primul rând, și apoi copiii. Ce să spunem, am început anul școlar bine, cu copiii, după cum am ținut legătura cu ei pe vară, bine, sănătoși. Sper să reușim să-i păstrăm așa. Am pregătit școala cu materiale pentru ei, cu clasele igienizate, văruite și pregătite așa cum trebuie, cu materiale didactice noi. Așteptăm și profesorii să se ridice la înălțimea materialelor didactice pe care le-am pregătit. Elevii spun că le-a fost dor de școală, însă au emoții având în vedere schimbările anunțate de reprezentanții Ministerului Educației.